something. Like you love me and make my day. Like you always do. Like you always do. Dragilor, după cum v-am zis de dimineață, astăzi am început un nou daily vlog. Am început dimineața mai la fel ca în toate zilele, m-am trezit de dimineață, am pregătit-o pe Anastasiuca, am dus-o la școală și am început de ieri să-mi fac și un fel de rutina mersului și pentru sănătate și pentru fizic și pentru toate. Mi se pare foarte bine să facem un pic de exercițiu, să spunem un pic de ceva. Așa că am început să merg un pic, am mers astăzi vreo 40 de minute, așa, cei drept merg încet, pentru că încă nu pot să merg normal, dar foarte ok, apoi am oprit iar, am băut o cafea, cred că am făcut câteva cadre și după aia iar către mers către casă și așa au trecut vreo oră jumătate. Am trecut și astăzi pe lângă grădinița Anastasiei și, e bine, astăzi am văzut așa cum e ea de obicei, alerga toată pauza, juca acolo prinsele, nu știu ce juca, foarte fericită. Ea nu mă vede pe mine, dar am văzut-o foarte bine și am rămas mai liniștită. Mă simt mai liniștită. Ați văzut de dimineață, până la urmă am început un tratament pentru răceala mea, pentru că ieri nici nu am apucat să fac încheierea la vlog, că m-am simțit așa de rău. A simțit nevoia decât să stau în pat, aveam febră, mi era foarte frig, eram învelită și cu pijama groasă și cu capot și cu pătură. Și eu de obicei sunt foarte călduroasă. Și n-am făcut încheierea și atunci mi-a dat soacra mea aceste pastiluțe, Biosept Forte. Sunt niște pastiluțe naturale, pentru că eu după operație, cel puțin prima lună, nu prea am voie să iau medicamente și de la injecții și, mă rog, tot ce a fost în sine. Și astea sunt niște pastiluțe naturale, sunt cu uleiuri esențiale pure, sunt în România. Și citeam aici că fiecare, mă rog, are un beneficiu. De exemplu, uleiul esențial de mentă contribuie la distrugerea microorganismelor patogene. Tămâia susține sănătatea plămânilor, scorțișoara susține sănătatea tractului respirator. Rozmarinul și ghimbirul contribuie la apărarea naturală a organismului și iar ghimbir contribuie la menținerea sănătății bronșice. Ajută la menținerea secrețiilor optime în tractul respirator. În fine, natural și ce mi-a zis că trebuie să iau 6 în prima zi, 2 în dimineața, 2 la amiaza și 2 seara. Nu am luat încă masa, ci drept trebuia să mănânc ceva și să o iau înainte sau după masă, dar nu am apucat să mănânc nimic. Acum o să-mi fac un pic de... M-am îndrăgostit, sincer, de ovăz cu fructe. O să-mi fac astăzi cu căpșuni, că am multe căpșuni și Anastasia nu mai vrea căpșuni. O să-mi fac un pic de ovăz cu căpșuni.
Mi-a scris o fată în comentarii că semințele și toate nucile și toate astea sunt, au destul de multe calorii, așa că nu o să mai punem. Mulțumesc! Bine, nici mirea nu este cine știe ce, dar trebuie să îndulcesc un pic cumva. Așa că nimic, o să-mi fac să mănânc, apoi pe la 1 o să vină soacra mea, ea pleacă în România sâmbătă și o să-i fac părul, poate vă arăt un pic ce și cum folosesc, dar nu cred că o să vă arăt procesul, că e lung și nu vreau să bag așa ceva. Și după aia când iau fata, venim acasă, iau la 4, bine, 5 fără un sfert, venim acasă și pe la 6 jumătate o să vină tati să ne ducă la grădină, o să mergem la plântuțele noastre să vedem cum merg, cum sunt, să le udăm. Și să vedem cum ne merg, așa că ziua de astăzi iar este o zi plină. De moment mă pun să fac să mănânc și îmi pregătesc lucrurile pentru păr și o să vă arăt un pic poate ce și cum folosesc. Trebuie să vină ea să mai aducă ceva, că am rămas fără, le cumpără ea și o să ne apucăm de treabă. Și cu chef sau fără chef, trebuie să ne ocupăm iar de hăinuțe. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me for a pass out. Și acum îmi pregătesc aici masa de lucru. O să-i fac șuvițe și o să-i pun rădăcină, o să aduc ea gulara și vedem dacă e de tuns, nu e de tuns. Să scot și o capă din asta, să nu se mărească pe haine și ne apucăm de treabă. An option to be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, but I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me for a pass out. I'm too lonely to be cooling my drink at this pace. Revenim în același loc ca ieri, cu, cred că cu aceeași ceașcă, dacă nu mă înșel. Ei bine, am nevoie și astăzi de încă o cafea. Nu mă simt chiar așa de obosită ca și ieri. Sunt obosită, nu chiar la fel de obosită, dar totuși am nevoie de încă o cafea ca să mă pun așa pe picioare. I-am făcut părul la soacra mea, nu știu dacă vă mai să vă opun acum, cred că de câteva ori. Am zis câte ceva, mă mai ocup și cu asta, eu, de fapt, profesia mea până ce să intru aici la magazin. Eram coafeză, cred că se zice în română, am muncit la un salon 3 ani, după aia, mă rog, a intervenit chestii, ba sarcina, o grămadă de lucruri. M-am lăsat, dar în schimb am continuat acasă, nu chiar așa de mult, dar mai făceam acasă. Într-un timp făceam chiar mai multe persoane, dar după aia m-am oprit, iar au fost mai multe chestii. Și acum de ceva timp, de când sunt acasă, nu, de fapt de ceva timp, eram încă la muncă, am început să le intercalez și munca și pentru că asta este ca hobby-ul meu, este plăcerea mea și nu o fac ca și cum ar fi o muncă. Adică muncești, dar nu e ca și cum e chestia aia, mă duc la muncă, o faci altfel. Și iubesc să fac asta și am reînceput să fac asta, așa că dacă sunteți pe aici prin zonă și vă interesează, să știți că fac acasă. De moment fac acasă la mine, așa, părul. Și, mă rog, eu i-am făcut acolo sacra mea, doar că nu o să îl mai spăl eu și să îl coafez, a urcat sus. Eu mai am vreo oră să plec după fată și prefer să stau un pic, oricum pe ea o doare foarte rău spatele astăzi și la mine acolo să o spăl stă rău și eu prefera să urce sus, liniștită, să se spele și să și lusuce. Mâine poate îi fac ceva la păr că pleacă sâmbătă.
Cam atât, mi-am mai făcut o cafea să am energie, plec acum și ca după fată, am mâncat și eu repede, să mi-am făcut o burger cu pui, cu dovlecel, burgerul avea pui, dovlecel și brânzică, mi-am făcut așa un castravete și un ou care l-am făcut omletă, dar foarte puțin ulei și a ieșit ciudățel, dar asta a fost masa de astăzi. Am luat iar pastilele și acum cafeaua. Plec după fată, vin acasă, nu stau cu ea în par, venim acasă, îi dau să mănânce o gustărică și după aia la 6:20 plecăm la grădină. Trebuie așa să mergem acolo să vedem ce și cum o să vă iau cu mine, să știți ce și cum se mai întâmplă. Mă duc să stau jumătate de oră, cam atât mai am, să plec după aia mică și ne vedem probabil când plecăm la grădină. Să fie mai interesant. Revin la voi multe ore mai târziu, este ceasul aproape 6:20. Noi ne încălțăm și coborăm imediat jos, dar nu am plecat până am terminat cina pentru toți trei din seara asta. Fiecare mănâncă ceva. Aici eu am piept de pui cu multe, mă rog, cu sare, piper, boia dulce, usturoi. Mi-am pus de toate pe deasupra la, ca să fie mai gustos, și legume, atât. Al meu are cărniță, are 3 bucățele pentru că sunt foarte subțiri, el are vită, dar sunt foarte, foarte subțiri, nu cântărește 50 de grame una. Legume și are un ou fiert. Iar Anastasiuca are un burger, v-am zis, din dovlecel cu pui și brânzică și am făcut omletă de un ou, să fie ceva ce îi place ei și să aibă de acompaniament. Acum ne încălțăm și plecăm la navă, dar vreau să vă arăt așa și minunata cină. Și acolo ce mă așteaptă e minunat, dar când venim, la fel și aici, da, of. Deci nici nu vreau să vă mai arăt. Când venim, mă pun și la treabă, dar tancean, cina este gata, o acopăr și am plecat. Cina. Unde mergi, fată? Departe. Departe mergi la navă să udăm florile? Ne-am pregătit aici. Opa! Ia să văd, ia mai fă o dată. Wow! Hai! Haide, deschide ușa. Te-ai amețit. Hai! Deschide ușa. Bravo! Da, da. Să deschizi și pentru mami. Hai, mergem la navă. Hai, de care udăm prima? Hai acolo, la prima. Aici? Say something like you love me and make my day like you always do, like you always do. Bravo, bravo, Anastasia. Floricelele. Aici mai este asta care trebuie plantată. Uitați, încep să-mi florească. Și asta ne mai trebuie încă un ciuc, poate sâmbătă. Ce frumos se văd. Și la asta ne mai trebuie încă un ciuc. Ce trandafir. Ce vrei, mama? Hai, ia uitați aici ce colecție avem aici la navă, în birou. Ce colecție de antichități. Ia uitați, aici este, cred că pentru vin, deci nu știu. Așa, astea sunt toate fier de călcat. Și pe cât de mic, pe atât de greu, să știți. Dragii mei, să știți că o să închid vlogul.
suntem deja acasă, am fost la Nava, m-a dat florile. Începusem eu să vă arăt un pic acolo în birou lucrușoarele, după aia Anastasia a zis că are pipi și am făcut că la baie. Până la urmă s-a scăpat pe ea și nimic, am luat, am pus într-un prosop și am venit acasă și acum e cu al meu în baie, îi face baie. Apoi urmează să o dau cu cremă, să mă pregătesc de nalani, să-i tai unghiuțele, pentru că mâine o să avem o zi specială, să facem ceva diferit. Mă tot uit că e cineva care se uită la mine. O să facem ceva frumos, foarte, foarte frumos și o să vă iau cu mine, așa că trebuie să o pregătesc. Cred că seara asta o să mă obosesc și eu și o să fie o schimbare radicală iar la mine. Să văd cum o simt, pentru că mi s-a făcut un pic rău în mașină. Nu prea mai am așa chef, dar poate îmi revină, dar ce mă pun așa la chestii și cam atât. Închid vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut, sper să rămâneți lângă mine și ne vedem cu mult drag în vlogul de mâine și v-am zis, fiți atenți că o să fie drăguță.